Denisa Răducu a decedat duminică dimineața din cauza unei boli necruțătoare la vârsta de 27 de ani. Ea s-a afirmat în lumea muzicii cântând manele și muzică de petrecere. Atât fanii cât și colegii de breaz la Denise au fost șocați după aflarea decesului și și-au exprimat regretul și pe paginile de socializare. Pagina oficială a Denise a fost invadată de mesaje de încurajare pentru familia care trece prin momente cumplite în urma pierderii copilului lor. Bună ziua, un mesaj de încurajare pentru familia Denisei, dacă aveți. Da, păi eu nu pe mă pricep la muzică, nu știu ce să zic. Nu. Să Dumnezeu să ierte, să odinească, fată frumoasă, tânără. Da, ce să spun, să le dea Dumnezeu putere să treacă peste tot ce li s-a întâmplat și altceva. Să aibă putere și să meargă liniștiți pentru că ea sigur că e într-un loc bun și... Nu știu ce să vă zic, nu știu. E... Fără vorbe, ce s-a întâmplat cu ea. Habar n-am ce să zic. Păcat de ea că a fost frumoasă și tânără și... Să fie tari și să treacă cu bine peste. Ce să zicem mai bine? Păcat. Ce să zic eu, să ierte Dumnezeu. Să aibă, cum să vă spun... Încurajare înainte, mama și bunica ei, cum au avut înainte, să aibă încredere în numele ei și să nu-i uite numele fiicei lor. Îi doresc sănătate, putere și să o ierte Domnul Dumnezeu pe Denisa. Să-i dă Dumnezeu putere, să întărește în asta și să-i ajută Dumnezeu și la părinților să așa... Nu știu ce să mai spun. Ce să fac? Am gândit că nu, se întărește și se face bine că au fost acolo în spital. Și n-am ce să zic. Eu am gândit că nu, că ar fi bine și tăte și mai zice cântări și ce să trăiește mult. Dar cine? Când am auzit că a murit, gata. Îmi pare foarte rău de ea. Mie tare mi-a plăcut cum o cântat, totdeauna am ascultat-o. Ce să zic, orice ai zice, că nu poți, că și eu mi-am pierdut soțul. Și numai aceea cine pierde pe cineva drag, poate să-și dea seama prin ce trece familia Denisei. Îmi pare foarte rău de ea, că banelista. Mie mi-a plăcut. Mie îmi place manele, cum se zice. Mie tare îmi place și mi-a plăcut de ea, e păcat, tare foarte rău de ea. Dumnezeu să o ierte și să o odinească în pace, a fost o fată. Un înger care l-a chemat Dumnezeu la el sus, așa că n-avem ce să mai comentăm altceva. E și pot să zic chiar norocul ei, că e din înger acolo în cer. Acum. Da, Dumnezeu să o ierte și să o odinească.